ne leagă o frumoasă relație de colaborare și prietenie între România și China. Vreau să îi felicit pe investitori pentru faptul că investesc într-un obiectiv de maximă eficiență și atracție în România. Cei care investesc în perioada de criză vor fi principalii câștigători după ce România și lumea va ieși din criză. Investitor chinez, cu partener investitor Turcie, ne-am hotărât în această zonă a fumației, în județul Ilfov, să va face această investiție în valoare totală de 100 de milioane de euro. Noi sigur au ajuns pe această zonă să ridică un oraș clasică modernă pentru Chinatown. I think many Chinese people, about almost more than 1,000 Chinese companies, they make investment in here. A thousand companies more will... More than 1,000. Oh, that's interesting. But how about the companies that made Chinatown, that invested in Chinatown? Yeah, we have one company and we make a... It's not the same in China. In China, it's easier to it's get. The same, it's the same. But the in same. China, it's something different. Government make everything. Mm-hmm. If some people want invest this area, government make everything. Government make a law. Government make a similar TSM. But we try to get everything. Invest here. Because Romania is in crisis. We have problems with that. People, Chinese people here make some business. They have very difficult. They have some trouble. Mm-hmm. In here, in this area, it's very near to the Dolari. Near to the Volontari. And there you have two loads, one load by Police Jin, one load by Centrale, no? Centrale, yes. Okay, about two ways. And then here, I think, and in this area, the land is biggest. Mm-hmm. And we can look in the future, we make an investment. Mm-hmm. But, total suprafață 338 hectare, 380.000 de metri pătrați, dintre care momentan existență urmez imediat după două săptămâni începe toată lucrare pentru trei hale care se află 1248 de magazin. TVR-ul de cum mai stinga un pic că poți, investiție până anul viitoare martie va ajunge 41 de milioane de euro. După această etapă, în 2012, începe a doua etapă, zona aceasta Chinatown. Chinatown care seamnă restaurant, spitala,
medicină tradițională chineză, grădiniță chineză, școală chineză, toată locul, un nou de turistică, zonă turistică pentru bucureștani. Asta va fi investiție în, după, până 2015 va ajunge 50 milioane euro investiție numai zona aceasta. A trei etape va fi asta. A trei etape va fi investiție de locuință, de parcă, de joc, de parcă, de copii și toate cele necesare pentru această orașelă chinezesc. Asta este toată proiectul zona pentru viitorul de astăzi până... ...România人民 China și România, popoarele celor două țări, cunosc o prietenie profundă de peste 60 de ani. Această prietenie a devenit asemenea a doi frați care nu se despart niciodată. Noi apreciem foarte mult poporul român, modestia acestuia, munca acestuia, seriozitatea acestuia și, de asemenea, natura plăcută, deosebită, care este în România și dorim ca România să devină pentru noi cea de-a doua țară.